1 Împărați, capitolul 12. Revenind din nou la monarhia din Israel, încercăm să desprindem pentru viața noastră, pentru Biserica Domnului, câteva principii despre viață, despre relații, despre conducere. Capitolul 12 vorbește despre dezbinarea împărăției. O să citim cuvântul Domnului începând cu versetul 1. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Când a auzit lucrul acesta, Roboam, fiul lui Nebat, era tot în Egipt unde fugise de împăratul Solomon și în Egipt locuia. Au trimis să-l cheme. Atunci Roboam și toată adunarea lui Israel au venit la Roboam și i-au vorbit așa: Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul. Acum tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Și îți vom sluji. El le-a zis, duceți-vă și întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Și poporul a plecat. Împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră pe lângă tatăl său Solomon în timpul vieții lui și a zis, ce mă sfătuiți să răspund poporul acestuia? Și iată ce i-au zis ei. Dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie. Dar Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și s-au sfătuit cu tinerii, care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui. El a zis, ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia care îmi vorbește așa? Ușurează-ne jugul pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Și iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el. Să spui așa poporului acestuia care ți-a vorbit astfel. Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, tu ușurează-ne-l. Să le vorbește așa, degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Acum tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioni. Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum zisese împăratul. Întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Împăratul a răspuns aspru poporului. A lăsat sfatul pe care îl dătuseră bătrânii și le-a vorbit astfel după sfatul tinerilor. Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioni. Astfel împăratul n-a ascultat pe popor, căci lucrul acesta a fost cârmuit de Domnul în vederea împlinirii cuvântului pe care îl spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului, ce parte avem noi cu tine, David? Noi n-avem moștenire cu fiul lui Sai, la corturile tale, Israele. Acum vezi-ți de casă, Davide, și Israel s-a dus la corturile lui. Amin. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu pentru serviciul divin din această seară și pentru dumneavoastră toți, frați și surori, care v-ați grăbit să ajungeți la casa Domnului. Fiecare dintre noi am crezut că facem un lucru bun, că îl onorăm pe Domnul și că o să căpătăm învățătură, îmbărbătare și bucurie dacă venim să ne întâlnim în mijlocul fraților cu Domnul nostru. Împreună cu fratele Viorel am mers la spital pentru că după amiază spre seară am primit un text de la fratele Lorenz care ne spunea că este la spital. Dânsul a avut un mini-stroke. E afectată partea stângă, vorbește în mod specific, dar la modul general are o condiție de viață bună și speră să fie bine și să se întoarcă cu bine și sănătos acasă. I-am făcut ungere acum de lemn, ne-am rugat și am promis că o să vă spunem și dumneavoastră despre faptul că trece prin suferință, are nevoie de rugăciune, de mijlocire și tragem nădejde că ne vom uni rugăciunile nu numai când ne întâlnim aici și acasă, când ne rugăm personal, ne vom aduce și aminte de fratele nostru. El este un păstor care are pasiune să facă vizite, dat fiind faptul că e și pensionar acum, are mai multă disponibilitate și întotdeauna îi vizitează pe frați, pe surori. Îi spuneam în seara asta împreună cu fratele Viorel că i-a venit rândul să fie vizitat. Așa este viața, toți trecem pe acolo sau cei mai mulți dintre noi.
Ne rugăm Domnului să-l binecuvinteze cu sănătate, să o încurajeze pe sora Irina și de asemenea Dumnezeu să binecuvinteze cu sănătate pe toți cei care sunt bolnavi, pe toți cei care sunt amărâți și au nevoie de harul Domnului. Frați și surori, în seara aceasta, pentru că suntem aici împreună, la picioarele Domnului, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj din pasajul pe care l-am citit. Este un pasaj dramatic care vorbește despre dezbinarea unei țări. La modul general, dezbinarea este o experiență foarte neplăcută. Indiferent că este vorba de doi soți care se despart, indiferent că este vorba de alți membri ai familiei sau, mă rog, doi prieteni buni, în cazul de față o țară care era formată din 12 triburi, 12 seminții, oamenii ăștia se despar, 10 triburi, 10 seminții se duc în partea de nord și își fac țara lor, numită Regatul de Nord. Până la urmă stabilesc o capitală și ei, undeva la Samaria, fiind în concurență cu regatul de sud, care avea capitala la Ierusalim, Iuda. Ei nu aveau templu, nu aveau preoți și poporul tindea să se întoarcă înapoi la templu, la preoți, la închinare, pentru că nu știau altceva. Și atunci ei au încercat să facă un templu, au încercat să găsească un loc de închinare, au încercat să creeze un sistem de închinare, au încercat să facă un sistem pur și simplu religios care să îi țină acasă pe cei din Israel. Solomon a murit în 931, 930 de ani înainte de Domnul Iisus. A fost cel de-al patrulea împărat, primii trei, după cum bine știți. Cel de-al treilea împărat, Saul, David, au domnit peste regatul unit, Solomon de asemenea a domnit peste regatul unit, dar în timpul vieții lui Dumnezeu s-a supărat atât de tare încât i-a spus că țara se va despărți, necazul va fi mare. Întotdeauna în Vechiul Testament Dumnezeu îi pedepsește pe oameni pe loc, uneori cu boli, alteori cu suferință de un fel sau de altul. Dacă veți citi din perspectiva asta cărțile 1-2 Împărați, cărțile 1-2 Cronici, chiar și Samuel, aceste cărți sunt cărți istorice, sunt narațiuni care povestesc despre felul în care împărații lui Israel, cei aproximativ 40 și ceva de împărați câți au avut monarhia evrească, au condus țara aceasta și veți constata că, cu excepția câtorva dintre ei, toți au fost niște împărați răi, care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu în mod personal, care nu l-au urmat pe Dumnezeu și nu l-au promovat nici pe Dumnezeu, nici legile sale. Au fost perioade în care templul a fost încuiat și nimeni n-a mai intrat în templu ca să se închine. Foarte multe zeci de ani templul a fost încuiat. Când unul dintre împărați, dacă vă mai aduceți aminte cine este, când a descuiat templu, când a pus oamenii să facă curățenie, când au găsit cartea Domnului acolo și a citit-o, el și-a dat seama că n-a citit în viața lui din carte. Și a început să plângă cu disperare, dându-și seama cât de răi au fost părinții lui, sau mai bine zis, părinții părinților lui, că în monarhie, de fiecare dată, în urma unui împărat, fiul său venea să domnească pe tron. Și acest împărat tânăr a plâns pentru că a conștientizat cât de răi au fost împărații trăind absolut detașat de Dumnezeu și cultivând pe dealuri, pe locuri înalte, idoli și idolatrie. Pentru următoarele aproximativ 200 de ani, după împăratul Solomon, cel de-al treilea împărat și ultimul care a domnit peste Țara Unită, a urmat Roboam, care era fiul său, un împărat tânăr, lipsit de experiență, încăpățânat, neînțelept, aproape că avea toate calitățile ca să rupă o țară și a reușit. Roboam a ajuns rege la vârsta de 41 de ani, nu era deloc tânăr, de fapt nu era nici bătrân, și a domnit 17 ani și acești 17 ani au fost suficienți ca să rupă țara. După cum am citit în Scriptură și aproape că nu e nevoie de mare explicație, am observat felul în care a răspuns. În primul rând, omul ăsta n-a avut o opinie personală. E foarte complicat să ajungi să conduci o țară și tu să nu ai un punct de vedere personal. Nu ai decât ce întrebi pe alții. Nu poți să conduci o țară întrebându-i pe alții. Sigur că trebuie să te consulți tot timpul cu alții. Trebuie să te verifici pe tine. Dar nu poți să trăiești doar din ce spun alții. Pentru că
Poziția aceasta de a fi un conducător presupune și să ai o viziune, să ai un plan, să ai discernământ și, sigur, să știi ce faci. Că e nevoie de mulți oameni cu care să te consulți, să fie văzută problema și din alte părți, după cum va fi văzută de unii dintre cei care sunt alături. El a fost un împărat rău. A fost în război cu Ieroboam, cel care a reprezentat grupul de oameni ce au venit la el să ceară ușurarea, micșorarea taxelor. Pentru că, de fapt, asta a fost problema de care s-au legat ei. Solomon a fost un mare constructor. El a construit templu, el și-a făcut un palat mai mare decât templu, mai luxos decât templu, a trăit într-un huzur inimaginabil. Numai imaginați-vă că el a avut aproximativ 1000 de femei în jurul lui și foarte multe dintre ele nu erau evreice. Toate aceste prințese, crăiese, împărătese, domnițe, cum erau ele când le-a luat de unde le-a luat, erau din popoare străine, care aveau un alt cult, care de obicei erau popoare idolatre, și fata asta, femeia asta, când a venit la Ierusalim, ea avea obiceiurile ei, tabietul ei, religia ei, credința ei, care nu s-a schimbat doar pentru simplu motiv că s-a căsătorit cu Solomon. Imaginați-vă că Solomon nu era un om normal care avea o nevastă, care în fiecare noapte dormea cu ea, mânca cu ea, vorbea cu ea, se sfătuia cu ea. Ăsta avea 1000. Mai imaginați-vă la cât timp o vedea pe una. Ei n-aveau o relație soț-soție. El era un fel de amante care erau chemate și cam așa. Deci el n-avea o legătură emoțională. Poate că îi plăcea lui de 2-3 dintre ele, îmi imaginez eu și din ce am mai citit, dar la modul general, acestea trăiau într-un harem, într-o clădire departe de chestii de el, niște eunuci aveau grijă, adică niște famene aveau grijă de toată mulțimea aceasta de femei. E bine, fiecare însă a venit cu Dumnezeul ei și l-au înduplecat să facă o bisericuță pentru Dumnezeul ei. Și toate dealurile din jurul Ierusalimului erau pline de capele păgâne. Tot felul de idoli, tot felul de dumnezei străini. Ei, toată această pleiadă, toată această mixare de religie a predispus poporul, mai ales pe cei mai firești, pe cei mai tineri, pe cei mai nemulțumiți, pe cei mai curioși, i-a predispus să meargă, să vadă, să analizeze, să compare. Așa se face că pur și simplu s-a creat o concurență puternică pentru Dumnezeul Bibliei. Primul lucru pe care îl vedem la acest împărat a fost adus o politică fără să aibă pricepere. Un om nepriceput. Dumneavoastră știți ce înseamnă să vină la tine acasă un om care pune taile și să fie nepriceput. Trebuie să chem pe unul să le spargă și să le arunce și pe încă unul să vină și să le pună bine. Și le pui cam de 3 ori. Un om priceput face de cel puțin 3 ori un lucru. Ei, ăsta nu punea taile, ăsta era împărat. Adică punea taile în fiecare casă a tuturor evreilor. În sensul că deciziile lui influența fiecare familie de evrei. Deși preoții și leviții din Israel s-au mutat în Iuda, preoții și leviții nu locuiau în Iuda, nu locuiau în Ierusalim. Ei locuiau în toate orășelele, în toate localitățile care erau în jurul Ierusalimului. Au fost ani de glorie în care oamenii s-au mutat în masă în Ierusalim, dar au fost perioade, mai ales în timpul exilului babilonian, după aceea, când oamenii nu stăteau în Ierusalim. Ei bine, la fel s-a întâmplat în această perioadă. Templul era în Ierusalim, preoții erau acolo, închinarea era acolo, însă politica pe care o ducea Roboam n-a adus niciun fel de trezire, nicio reformă spirituală, absolut nimic spiritual. Dumneavoastră veniți la biserică și probabil că vă place muzica și de-abia așteptați să cânte o formație care vă este mai preferată între celelalte sau poate că vă bucurați atunci când e un solo sau un duet și e chiar persoana care vă atinge sufletul dumneavoastră mai bine decât alții sau poate o predică sau poate un proiect și vă bucurați, e ceva ce vă ține legat de biserică. Dar imaginați-vă că aici pur și simplu era o viziune lipsită de interes pentru oameni și la omul ăsta vine un grup, niște reprezentanți ai poporului care l-aveau pe Ieroboam, ce urma să devină împărat în
în cealaltă jumătate de țară și ei spun următorul lucru: tatăl tău a pus taxe foarte mari peste noi. Pur și simplu ne-a sufocat cu taxele. Mai ușurează-ne, mai micșorează taxele astea, mai lasă-ne să mai respirăm, să ne mai bucurăm de viață. Și omul ăsta nu are nicio opinie. Cere 3 zile de gândire, îi cheamă mai întâi pe cei bătrâni și aceștia i-au dat un sfat înțelept, după cum se întâmplă de obicei, aproape de obicei. Și caută și alternativa cealaltă, îi cheamă și pe tineri, tinerii au răspuns ca tinerii, cu adversitate, cu ambiție, cu părerea că știu ce spun, și din nefericire el s-a luat după cei tineri. Și când reprezentanții poporului au venit la el, el le-a spus un răspuns nepotrivit. Le-a vorbit cu aroganță, le-a vorbit de sus. Împăratul nu era un președinte care urma să fie votat din când în când. Nu, ăsta nu era niciodată votat. Dar totuși, trecuse 120 de ani de monarhie, însă toate triburile acestea aveau resentimente puternice între ele. Nu era chiar un popor, e ca, uitați-vă oriunde în lumea asta, uitați-vă când la Iugoslavia, uitați-vă la o grămadă de alte țări care s-au tot împărțit, a plecat un grup etnic de acolo, deși atunci când Uniunea Sovietică probabil este cel mai bun exemplu, pentru că a avut foarte multe state în interiorul ei. Și ați observat că atunci când s-a stricat mașinăria, fiecare etnie nu s-a regăsit lângă celelalte și a vrut să fie independentă. La fel era atunci în Israel. Și a fost suficient ca el, care reprezenta pe David, Iuda și Beniamin, să răspundă atât de obraznic, fără recunoștință, să n-aibă niciun pic de diplomație, avea impresia că vrea să-i alunge, să scape de ei. Așa le-a vorbit. Nu i-a tratat cu respect, nu i-a tratat ca pe niște oameni care aveau drepturi egale cu ceilalți, le-a vorbit răutăcios, lipsit de bunăvoință, a spus: o să pun taxe mai mari peste voi. Un om care este sufocat de taxe, tu să-i spui că pui taxe mai mari peste el? Sigur că omul pleacă nemulțumit acasă, își dă seama că cu omul ăsta nu poți să vorbești. El n-are interes în oameni, el are politica lui, are nebunia lui. Ce împărat înțelept ar spune lucrul acesta? Măcar dacă încerca să le explice: uite, avem proiectele astea, trebuie să securizăm țara, trebuie să întărim granițele, trebuie să mobilizăm armata, să instruim armata, trebuie să dotăm armata, măcar trebuie să facem școli, trebuie să facem, eu mai știu ce să zic. Dacă venea cu niște explicații pozitive, care aduceau totuși un beneficiu poporului, dar el le-a vorbit ca un om fără minte, o politică fără pricepere. Nu numai atât, dar a zidit altare păgâne pe dealuri, pe înălțimi, a construit idoli în formă de animale, țapi, viței, pentru că corespundeau unor religii pe care el le simpatiza. Cine știe de unde a luat modelul ăsta? Cine știe în vizitele lui pe unde a fost? Nu vă supăra să fii fiul lui Solomon până la 40 de ani, ai un pic de timp să te plimbi prin lume. A avut bani, a avut timp, a avut tot ce i-a trebuit. Dar atunci când vizitezi lumea, te întorci acasă ori deștept, ori altfel. El s-a întors altfel. Primii 3 ani de domnie, spune istoria, că a umblat în calea lui David și a lui Solomon. Așa spune 1 Cronici, capitolul 12, versetul 11, versetul 17. Știți câte neveste spune Scriptura că a avut? 78. Nu se compara cu tatăl lui, dar totuși a încercat să se țină după el. Vedeți cât de mare este influența părinților? Nu veți întâlni alți împărați care au așa multe neveste. Dar el a fost fiul lui Solomon. Și ce a văzut la tatăl lui a fost religie. Când ni se fac copiii mari, atunci suntem constrânși să acceptăm faptul că copiii ne copiază. Până se fac mari, credem că știm ce facem, ce spunem și avem impresia că toți vor ajunge miniștri. Asta nu înseamnă că nu pot ajunge, dar în general, așchia nu sare departe de copac. Mai mult îi influențează pe copii modelul nostru decât învățătura noastră. În primii 7 ani, învățătura aproape că nu contează.
Când spun asta, nu spun că nu contează, dar vreau să pun în evidență cât de puternic influențează modelul, prin exemplu personal. După 7 ani, 8 ani, ceea ce spui, 10 ani, 12 ani, începe să facă sens pentru că îi se dezvoltă mintea și începe să priceapă. Dar în primii ani, ceea ce spui este mai puțin important decât ceea ce arăți. Pe copilul ăsta a putut să le numere de câteva ori în viață, pe dealurile pline de nevasta numărul 1, nevasta acutare, nevasta acutare, nevasta acutare. Nu discutăm aici că noi nu trăim într-un context poligamic, nu ne interesează pe noi să facem aplicații practice. Am vrut doar să pun în evidență că un copil va fi aproximativ ca taică-sa și ca maică-sa. Au avut aproape 90 de copii omul ăsta. Imaginați-vă pe câți i-a educat, cu câți a apucat să stea de vorbă. Mă gândiți-vă la treaba asta. Ne mirăm de ce monarhia evreiască și în general monarhia, diplomați, oameni care se plimbă de colo până colo, care trăiesc o viață inimaginabil de murdară. 88 de copii. Lui trebuia oameni în mintea lui pe care să-i pună căpetenii peste anumite zone, peste anumite departamente și în felul acesta, el nu a știut că copiii ăștia nu vor avea nicio legătură emoțională cu el când se vor face mare sau când se vor face mari. Pe lângă faptul că a avut o politică fără pricepere, el a fost influențat de oameni incompetenți. Să știți că puține lucruri sunt mai rele decât să te lași influențat de oameni incompetenți. Și când spun asta, mă refer în mod deosebit la deciziile importante. Dacă deciziile nu sunt foarte importante, răul făcut nu e așa de mare. Dar dacă deciziile sunt foarte importante, ca cea în speță, cea de care am vorbit puțin mai devreme, cum să răspund și ce să răspund. Iar el a răspuns influențat de oameni incompetenți. Întreb eu, câte decizii au luat tinerii ăia până acum ca să se califice să-i răspundă lui bine? Săracii de ei, numai decizii ori fi luat. Și acum au devenit sfetnici. Sunt momente în viață când nu greșim pentru că noi gândim așa, ci greșim pentru că ne lăsăm influențați de oamenii din jurul nostru. Rude, membrii familiei, familia extinsă, prieteni, colegi, vecini, persoane pe care le admirăm, să știți că cel mai mare risc nu este să ne influențeze dușmanii, că noi nu le permitem dușmanilor să ne facă nici bine, nici rău. Știți cine ne influențează? Oamenii pe care îi admirăm. Știți a cui predică o ascultați dumneavoastră cu multă bucurie? A oamenilor pe care îi admirați. Să știți că dacă vreodată cineva o să vă poată face rău sau bine, în egală măsură, sunt oamenii pe care îi admirați. Pentru că atunci când admiri un om, îți asumi că tot ce spune el este bun. Admirația te face să-ți deschizi inima în fața lui, pentru că în mintea ta tu crezi că ăsta este un om care are calitate, care are discernământ, care știe ce spune. Ciudat este că la vârsta de 40 de ani a cerut sfatul unor oameni de 40 de ani și a refuzat sfatul celor care erau bătrâni, probabil de 70, de 80. Un om care a adus o politică fără pricepere și un om care s-a lăsat influențat de oameni incompetenți. Aduceți-vă aminte că Biblia este plină de exemple unde anumite persoane, de obicei persoane care aveau o autoritate, a căror decizii afecta mulțimi de oameni, popoare, s-au lăsat influențați de anumite persoane și au ajuns rău. Apoi, el a avut asprime cu oamenii nepotriviți, într-un moment nepotrivit. Au venit bătrânii la el, i-a neglijat, de fapt le-a neglijat sfatul în primul rând, și atunci când poporul a venit să ceară răspunsul, el s-a comportat cu ei ca cu niște dușmani. Oamenii aceștia erau evrei, peste care el era împărat. Atunci când îți asumi o slujbă peste un grup de oameni,
Este responsabilitatea ta să te bați pentru oamenii ăia, să te lupți pentru oamenii ăia, să-i aperi pe oamenii ăia. Vă dau un exemplu banal. Când copilul dumneavoastră face un lucru rău în raport cu altcineva și acel altcineva vrea să se răzbune, țineți cu răzbunătorul sau cu copilul dumneavoastră? Dumneavoastră o să țineți cu copilul dumneavoastră. De ce? A făcut bine copilul dumneavoastră? Nu, n-a făcut bine. Dar nu permiteți altuia să-l corecteze. O să merge și o să spui așa de copilul meu, nu te atingi, eu o să stau de vorbă cu el și o să-l pedepsesc după cum cred că e nevoie. Vedeți? Noi luăm apărarea copilului nu pentru că are dreptate, ci pentru că e al nostru. E al nostru. Avem obligația să ne apărăm oamenii. Oamenii din familie, oameni care sunt în jurul nostru. Este obligația noastră să-i apărăm. Acest împărat nu s-a simțit responsabil în niciun fel. Pur și simplu i-a trimis la prembare printr-un răspuns de copil. O să vă nenorocesc de tot. Cam asta le-a spus. O să vă aduc în sărăcie Lucie. Cam asta le-a spus. Imaginați-vă ce chef au mai avut oamenii ăștia să trăiască cu familiile lor în Iuda, la Ierusalim, când știau că împăratul este un iresponsabil și o persoană care n-are niciun chef să ia decizii favorabile în beneficiul lor. El a răspuns nepotrivit, a luat o hotărâre periculoasă în mijlocul unui popor polarizat deja. Poporul nu s-a despărțit atunci, să nu credeți asta. Erau 12 popoare acolo. Însă David a avut și el dușmanii lui. Iar aceste două popoare cu care se identifica au rămas la Ierusalim, în Iuda, și ceilalți au plecat pentru că această polarizare dintre triburile acestea, dintre căpetenile lor, dintre reprezentanții lor, și-au adus aminte de toate animozitățile, neînțelegerile, conflictele dintre ei. Nu este așa că dacă aveți un conflict cu un vecin și o prietenie cu celălalt vecin, cu cine, la care gard o să mergeți ca să vorbiți cu vecinul? La cel cu care sunteți certat sau la cel cu care sunteți prieten? E ușor de înțeles că avem relații, ne adunăm cu oamenii care au o atitudine prietenoasă. Și suntem mai detașați, mai rezervați față de oamenii cu care, în mod repetat, am avut experiența că ori de câte ori te întâlnești cu el, te cerți. Și atunci încerci să stai un pic mai departe, pentru că e o persoană conflictuală. Ei, această stare de conflict care mocnea, era un foc care nu era aprins, dar jarul era acolo. Și când a apărut această atitudine a regelui, atunci au spus oamenii, vă mai aduceți aminte ce a spus? Davide, noi nu avem nicio legătură cu tine. Această coaliție de 12 țări într-o țară s-a făcut praf. Observați cum pacea îi ține împreună pe oameni? Observați cum o atitudine înțeleaptă, o atitudine prietenoasă, un pic de grijă, un pic de milă, toate lucrurile acestea îi ajută pe oameni să treacă peste nemulțumirile lor. Dacă le vorbești frumos oamenilor, dacă le dovedești că faci ce poți, chiar dacă nu poți să faci ce-ar vrea ei, dar oamenii sunt convinși că dacă ai fi putut să faci mai mult, ai fi făcut. Dar nu poți. Întreb, ce poți să-i faci la un om la care i-a murit cineva drag? Poate vreun pastor să învieze morții? Nu. Dar asta nu înseamnă că nu trimiți o coroană acolo, asta nu înseamnă că nu te duci acolo, asta nu înseamnă că nu mergi la el, că prea multe lucruri n-ai ce să-i spui, orice cuvânt e gol în situația asta. Dar îl atingi ușor pe umăr, îi spui sincere condoleanțe. Vorbim uneori aici cu pastorii, atunci când suntem la mormântări, la priveghi, să nu râdem unul cu altul. Uneori e ceva de râs într-o discuție. Dar dacă acolo e familia și acolo e mortul, nu poți să râzi acolo, pentru că oamenii nu te vor mai uita niciodată. De ce? E rău să râzi? Nu, nu e rău să râzi. Dar locul în care ești este un loc al durerii. Oamenii ăia nu suportă să vadă pe cineva râzând. Ei se încurajează dacă văd pe alții
măcar cu atitudine sobră. Cu atitudine sobră. Ce spune Pavel? Plâng cu cei ce plâng. Mă bucur cu cei ce se bucură. Atunci când omul este vesel, nu vă duceți acolo cu o față din aia așa puțin acră, că îi stricați sărbătoarea. Dom'le, când te duci la bucurie, pune mâna și zâmbește. Păi mă doare inima. Stai, dom'le, acasă dacă te doare inima, nu te duce să-i strici sărbătoarea omului. Dacă te duci undeva într-o casă de jale, la un necaz, la o amărăciune, intră, asociază-te, atașează-te cu omul acela, intră în experiența lui, pentru că peste ani îți va spune, mama, apreciat că ai venit și ai făcut așa, m-a încurajat foarte tare atitudinea ta. Vedeți, omul ăsta s-a comportat ca un copil și nu-i de mirare că 10 triburi s-au dus în nord. Știți cu câtă greutate s-a construit templul? Știți cât de important era templul pentru ei? Au lăsat și templu, au lăsat și investiție, au lăsat și frumusețea Ierusalimului, cetatea păcii și s-au dus în Samaria, zona cea mai disprețuită. De ce? Ca să scape de împăratul ăla neînțelept. El a făcut o alegere nebunească. Știți ce spune versetul 24? Au fost chiar sodomiți în țară. Observați ce lege a dat el? A dat legi prietenoase față de orientările sexuale ale vremii, ca și astăzi. Ce credeți dumneavoastră, că atunci nu erau oameni? Să știți că oamenii de când sunt așa cum... Noi zicem că numai noi acum suntem ocupați, muncim mult, ne e greu. Uitați-vă ce s-a întâmplat acum 3.000 de ani. Erau sodomiți în țară. Păi cum credeți că au văzut oamenii credincioși treaba asta? Oamenii cu teamă de Dumnezeu. Păi au văzut-o cum o vedem noi acum. De când e lumea, e la fel. O bilă care se învârte ciclic tot timpul, ca seara cu dimineața și dimineața cu seara. El a promovat o atitudine violentă și vinovată față de un popor ostenit, un popor obosit, un popor epuizat, un popor aproape că exploatat. Și soluția a fost să-i disprețuiască și să-i alunge, lucru care s-a întâmplat. O lecție dureroasă pentru toată istoria este faptul că a primit o țară bogată, spune că aurul nu mai avea valoare. Dacă găseai așa un bulgăre cât pumnul de aur pe drum, aproape că nu se merita să te apleci să-l iei. Asta înseamnă că era aur peste tot, nu mai avea valoare, că e mult. Orice e mult, nu mai are valoare. Dragii mei, a venit timpul să încheiem și aș vrea să vă invit să ne gândim cu câtă înțelepciune sfătuim noi pe alții. Vorbele, sfaturile, recomandările pe care le dăm altora sunt spre moarte sau spre viață? Sunt spre bine sau spre rău? Sunt spre pace sau spre război? Sunt spre împăcare sau spre dezbinare? Gândiți-vă numai, eu nu știu, dar Dumnezeu ne cunoaște inima la toți. Și într-o zi nu vom fi judecați după ce fac musulmanii sau Biden, vom fi judecați după ce facem și spunem noi. Cum răspundem altora care ar avea nevoie de un pic de ajutor? Cum răspundem? Răspundem aspru? Răspundem de sus? Sătulul nu-l crede pe flămând. Așa spunea bunica. Și am constatat și eu că nu mai sunt copil. Am constatat că e adevărat. Unul care a mâncat nici nu-i trece prin minte să te întrebe dacă ți-e foame. Dacă e femeie, îi trece prin minte. Că așa e femeia făcută, să fie mamă. Și ea se comportă ca o mamă și cu soțul ei, nu numai cu copilul ei. Și acum nu discut dacă e bine sau rău. Dar dacă e un bărbat și e sătul, poți să rabzi liniștit vreo 5-6 ore până îi se face lui foame din nou. Cum răspundem celor care sunt în jurul nostru? Și poate nu au harul nostru, n-au privilegiile noastre, nu au șansele noastre. Asta se numește Scriptură, să fim oameni care împrăștiem ceea ce cândva a adus Fiul lui Dumnezeu când a venit la noi pe pământ. El a spus, dragostea e cea mai mare, osteneala pentru alții este importantă, a ierta pe oameni dovedește maturitate, nu copilărie, și lucrurile pot continua.
Timpul a expirat, încheiem cu rugăciune, vă invit respectuos să vă ridicați și cu toții să ne rugăm. Dumnezeu să ne dea har în rugăciune.